O zi de vis. Avem... Sunt Răzvan. Sunt Andreea. Avem vești bune. Acum filmăm al cincilea antrenament pentru tren superior femei, campioane, bineînțeles. Ce este important? Nu uitați, femeile campioane sau femeile foarte frumoase care fac antrenament după metoda noastră, care și noi, bineînțeles, o avem de la distinsul maestru Dănuțe Nuță și distinsa triplă campioană Irina Muntean, da. Prima campioană mondială a României, care le mulțumim, la culturism. Bun, deci să revenim la oile noastre, că am și uitat de unde am plecat. Avem al cincilea antrenament pentru partea superioară. Ce e important pentru femei? Două zile antrenament, o zi pauză, care de fapt este, poate să fie mers pe jos, pe bicicletă, pe role, înot, alergare, abdomene, drumeții, și alea sunt bune. Ok, deci, încă o dată, prima zi este, să zic, tren superior sau tren inferior, și a doua zi este opusul, adică tren superior sau tren inferior. După aceea este ziua de care v-am povestit. Bun. Antrenamentul începe. Povestește-ne primul set gigant, Andreea. Da. Care este? Din ce e el? Prima dată începem exercițiul rămas din față. Aoleu, nu uitați să vă încălziți. Da, foarte important încălzirea înainte. Bun. Dacă nu știți, ne scrieți. Da. Vă mai povestim noi. Extensia pectoralului. Deci primul exercițiu din triplu set este care? Ramatul din față. Ramatul din față. Bun. Pentru mușchii dorsali, exercițiu de bază. Corect. Așa. Acum începem, facem exercițiul extensii. Extensii. Pectorale. Extensii pectorale, exercițiu izolat pe băncuța înclinată pentru mușchii pectorali. Corect. Da. Și fluturările le facem. Fluturările laterale. Fluturările. Iarăși exercițiu izolat pentru deltoid. Bun. Aceste trei exerciții se fac fără pauză. Pauza este doar între cele 5 seturi. Greutățile vi le alegeți în așa fel încât la 20-a repetare să transpirați abundent sau să nu mai puteți ridica brațele, ce aveți de ridicat. Bun. Deci primul triset s-a terminat. Fericire mare. Urmează al doilea. Bun. Ia povestește-ne, Andreea. Al doilea. Începem cu împins. Împins. Bun. Da. Pentru... Împinsul, adică împins. Pentru deltoiz. Pentru deltoiz, da. Se poate face ori cu gantere, ori cu bară tip military press, ori la aparatul, oricum vă arătăm, nu-i problemă, vă arată Andreea, dați căutare la noi pe canal, împins deltoizi sau împins umeri. Da. O să avem ambele expresii. Bun. Și pe urmă facem flexia antebrațului. Flexia antebrațului, exercițiu izolat pentru triceps. Bun. Și pe urmă facem pulloverul. Pullover, singurul exercițiu izolat pentru mușchii dorsali. Cum bine spunea singura campioană absolută, Monica Mureșan. Bun, mulțumim, Monica. Andreea are o relație specială cu Monica. Da, o iubesc, o ador. Minunat. Fără gelozii. Bun. Deci, acest triset, hai să mai spunem o dată. Da, uite, da. Să mai spunem o dată, da. Bine. Primul exercițiu, ramatul din față. Rama din față. Extensii pectorali. Extensii pectorali pe băncuța înclinată. Înclinată, da. Da. Și fluturările laterale. Și fluturările laterale. Era pulover. Mm. Și pulover. Bun. Da. Bun. Ăla a fost la primul. Ok. Așa e că nu le lucrezi. Și în serii. Nu simți. Bun. Apoi vine stretching-ul. Neapărat. Și ne mai scrieți.
la înregistrarea precedentă am uitat să vă spunem. Cine vrea să fie în contact cu noi, aveți site-ul nostru și putem fi în contact. Dacă vreți să arătați mai bine, dacă sunteți ambițioase, dacă vreți să fiți frumoase, dacă vreți să fiți cu mușchii fermi, cum se spune asta, fermitate, de fapt nu, dacă vreți să fiți super tonifiate. Definite, bineînțeles. No. Aveți grijă și la furculiță. Da. Oricum, ne ascultați. Te rog, Andreea. Foarte important. Deci, revin. Împinsul, da, neapărat. Da. Că le-a cam așa, le-am amestecat puțin. Ne cere scuze. Oricum, în descriere o să fie corect. Flexia antebrațului, al doilea. Deci, rețineți, flexia antebrațului și pe urmă puloverul. În cazul în care le-am cam amestit puțin mai înainte. Acum, le-am spus din nou pentru a fi... Sunt în descriere, dragilor. Da. O zi de vis să aveți. Așa, minunat. Bravo. Hai că și-a revenit Andreea, că e cam... Bărăță! La revedere!